Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor! Doamnelor și domnilor! Venirăm în această seară aici pe stadionul Lia Olguța în Părăteasa Curdina pentru a asista la marele meci mare dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj. Bine ați venit în Liga 1 COVID! Doamnelor și domnilor, dragi iubitori ai sportului cu balonul câteodată și rotund pentru noi românii, meciul care ar putea stabili campioana, nu-i așa? Alături de voi, frățică Dobre și... Coșter Domozina, bună seara, bun găsit! De pe margine îl avem pe Ungur Păscănescu, vașnic suporter al ceferiștilor. Bună seara, Ungur Păscănescu! Da, bună seara tuturor! Sunteți gata să vă facem muci cravată? Ha, auzi cine vorbiră! Ei, ardelenii, vorbiră acum! În fine, vedeți-vă de treabă, măi nesimțiților! Veți lua bătaie la curul gol, având în vedere că suntem la noi pe stadion și sunt vreo 30.000 de oameni virtuali în tribune acolo. Vedeți? Vedeți? Bine, dar sunt și niște steaguri cu CFR acolo, uitați-vă! Da, dar sunt tot virtuali, Ungur Păscănescu. În fine, nu mai trecem în revistă echipele, este nevoie? Gușter Domozină, ce spui? Nu cred că mai este nevoie, l-avem pe Omrani Atac, Deac, Costache, Djokovic n-ar trebui să joace, nu știu de ce. În fine, după ce au fost toți infectați, toată echipa, iată, sunt dezinfectați de virus și acum suntem gata pentru începerea activității. Craiova are desigur avantajul și va câștiga această ligă. Steaua n-a putut să-i stea în cale, UFCSB, pardon, nu a putut să-i stea în cale. Nu putură să le stea în cale. A început meciul, doamnelor și domnilor. Hai România, hai Olguța, Dumnezeu să ne ajute. Recuperează ceferiștile în centrul terenului, dar nu este nicio problemă. Modric, Cicl, dau pentru Nistor, Mateiu, Nițu. Vinicius este acolo. Nu știu ce caută Vinicius. Ăsta nu era și el infectat? Ba da, a fost puțin infectat, dar acum e puțin... nu e infectat cum ar veni, deci este ok. S-a dat verde pentru toți jucătorii, s-au făcut teste înainte. Dan Petrescu, în schimb, dacă știți, nu este pe bancă. Ce părere ai despre asta? Hopa, ar să urmărim această ocazie cu Mateiu. Apără Giderius! Da, Arlauskis. Arlauskis care i-a spus lui Dan Petrescu, du-te bă băiatule de aici, că eu te-am făcut celebru, bă. În fine, offside pentru CFR Cluj. Cum e și normal, nu sunt în stare să joace în teren. Asta este. Atât s-a putut cum ar veni, nu-i așa? Așa este. Bine, dar voi sunteți conștienți că dacă ne punem bine pe voi, ați belit mățul cum ar veni, n-aveți nicio șansă. Dar în fine, să vedem această ocazie. Vă dau vouă legătura. Mie mi-e rușine să comentez așa ceva. Da, a fost o pseudo-ocazie, dar nu. Craiova încearcă încet, încet să câștige teren, să le explice ceferiștilor, bă băieți, stați pe peleleul vostru, că nu e chiar așa. Nistor a încercat și el o lovitură la poartă, nu prea i-a ieșit, dar ne bazăm pe Nistor, ne bazăm. Da, ne bazăm, este un jucător de mare viitor, sperăm să marcheze de undeva din afara careului, să vedem ce se va putea face. Până una alta, ceferiștii atacară, dar nu reușiră să rezolve problema. Nițu este acum, recuperează, mă rog, ceferiștii, acolo Mateiu. Da, Nițu din nou pentru Ivan, șut Ivan! Oh, Doamne Dumnezeule, începem să ne apropiarăm. Începurăm să ne apropiarăm, iată, mingea trecut de puțin pe lângă poartă, de puțin. Da, cum spuneam, a fost o întreagă tevatură în Liga 1, în jurul COVID-ului. Ceferiștii au fost infectați de la Dinamo, de la gagicile lor, probabil. Nițu Caraiu! Nu se putu face nimic acum deocamdată, dar Modric Cicl-Dău pentru Nițu. Nistor în fața Caraiului! Gol! Gol, dătură craiovenii prin Nistor,
Mistor înscrie din fața careului din 16 metri. Iată ce execuție, domnule! Călcâi a lui Mateiu, șut Mistor, băgară mingea în poartă. Craiovenii, Doamne ajută! Hai, Doamne ajută și la mai multe! Cum spuneam, Ungur Păscănescu, încep cu morcovii să mătur tribunele. Ce se întâmplă acolo? Permiteți-mi puțin un moment de silențio, stampa, cum ar veni. Nu știu ce să zic acum, dar stați liniștiți că ne revenim. Noi suntem campioni și o să mai fim campioni. De câteva ore așa ne-am propus. Apoi nu știu, acum vorbim cu doctor Felcher, am vorbit cu domnul Arpi. O zis că mai bagă bani la echipă din umbră, dar e și el nu mai e la echipă, în fine, dar... am vorbit și cu Dan Petrescu, Bursucul mi-a spus în această dimineață: Ungur Păscănescu, stai liniștit, îi facem de mici, aveți legătura. Ha, ce vise frumoase are Bursucul, îți dai seama. Făcură, luară și ei, luă o poziție pe patul de spital și, în fine, îi dorim multă sănătate în orice caz. Și să revină cât mai repede, dar ne prinde bine că meciul ăsta nu este pe bancă, pentru că iată Craiova își bate joc de CFR acum. Uitați-vă ce fac ăștia. Omranii pornește și el așa timid pe contraatac, sperând să rezolve ceva. Deac, centrare până la Costache. Nu este absolut nicio problemă pentru portarul Universității. Vlădoiu pornește la contraatac cu Nițu. Opa, s-a întâmplat ceva acolo, se rupse o fractură, logic, acolo, nu știu unde a dat mingea Ivan. În fine, ceferiști reiau contraatacul, Bordeanu, Costache, șut, nici o problemă pentru portarul Craiovei, nici de data aceasta. Deac, să nu uităm, este din Dej, nu are cum să înscrie în această seară. Nu poți să pui Dejul cu Craiova. Deși, desigur, este un oraș istoric, dar Craiova e Craiova, nu? Cum veniră, așa. Ce spui, colegule? Avem șanse să-i facem Gușter Domozină? Ce poftim, stai, eram la țigară. Hopa, ce se întâmplă? Oh, ce s-a întâmplat aici? Uite! Uite, frățică Dobre, mă ții de vorbă și ce se întâmplă? Vine băiatul ăsta, fundaș, ăsta e fundaș. Da, Vinicius, uite, a venit. Doamne, dar ce bine a prins șutul ăsta. Sigur nu e virtual și ăsta ca și spectatorii de pe stadion. Ăsta trebuie să fie o simulare, Paolo Vinicius. Nu, ceva nu e în regulă. Să vedem cât arată tabela. Am emoții. Oh, Doamne, se puse golul 1-1. Asta este. Ne revenim noi, stați liniștiți. Una e Craiova, alta e, mă rog, echipa asta din Ardeal, nu știu cum, CFR, mă rog, Frânarii. Așa. Pleacă Frânarii pe contraatac din nou prin Paolo Vinicius, care din nou s-a pierdut. Îl cheamă Măsa acasă la Sarmale. S-a pierdut prin atac. El fiind fundaș, că el fiind din altă zonă. Ia uite ce încercare penibilă, nu? Da, foarte slăbuț. Dar noi am cerut părerea prietenului nostru, Ungur Păscănescu. Ne auzi, Ungur Păscănescu? Permiteți-mi de pe marginea terenului să spun că acolo sus, unde sunteți voi în studio, ești la cabine acolo, nu știu, vedeți că vă ies frunzele pe geam, bă, băieți. Frunze de la morcovul care vă iese din cur. 1-1 și stai că asta nu-i tot. Acum mai dăm în piteică. Da, i-am tăiat legătura colegului nostru, un nesimțit, care nu știe să fie fair play. De exemplu, când a fost 1-0 pentru Craiova, noi am fost fair play. Noi îi spusem, băiatule, uite... Sunt sigur că sunteți și voi o echipă cât de cât, dar mă rog. În fine, pauză la Craiova și revenim cu repriza a doua, care începe chiar acum de pe Le Morți de Tamer Arena, construită cu mâinile ei de Olguța Vasilescu. Dea când atac acum este 1-1. Paolo Vinicius, ce șut! Nici o problemă pentru noi. Problema se pune, cum punem acum problema? Da, deci totul acum se rezumă la câte minute are nevoie Craiova
ca să își revină și să, mă rog, să-și ia locul acolo pe podium, pe podiumul campionatului, dar pe locul întâi, că e deja pe podium, cum ar veni. Opa! Nistor în atac! Oho! Wow! Milimetric! Milimetric! Ce ocazie! Ai văzut cu șterdomozină? Wow, Doamne, uitați-vă! Latul și milimetric pe lângă poartă, Doamne, ce ocazie! Da, practic acolo, dacă nu era poarta, era gol. În fine, 7 șuturi pe poartă pentru CFR, 5 pentru Craiova, dar desigur Craiova nu are nevoie de multe șuturi pe poartă ca să facă un meci bun. Cu astea 5 mai dăm 2, egalăm, batem, de fapt egal este deja, batem și după aia lovitura de grație. Presimt un 3-1 așa cum ar veni. Da, da, un 3-1 presim și eu, mă scuzați că m-am băgat în seamă pe legătura voastră, dar un 3-1 presim și eu, pentru noi. Oh, Doamne, Doamne, oh, mi-a stat inima în loc, dă o gură de țuiculiță, da, fiartă așa. Ia uite, Kipciu, Sandu Kipciu a faultat mai devreme acolo jos, în timp ce noi povesteam pălăria aici. În fine, iese Știchi și intră Știchi, alt jucător de bază al Craiovei. O echipă de Știchi, tot la Academia Știchi a fost și el. Corner, execută Mihailă, până în careu. Ho-ho, ho-ho. De ce spui ho-ho? Nu s-a întâmplat nimic acolo. Da, nu, m-a gândilat puțin ceva la fund aici. Să fie morcovii, hopa. CFR-ul pasează, nu, de fapt pasează cu portarul Craiovei. Asta a fost interesant, Cipri Dea, că a vrut să dea gol de acolo. Vă dați seama, ăsta e nebun, bă. Sigur că da. Îl avem pe Deac în atac. Deac, Deac va centra la Vinicius. Vinicius apără! Extraordinar! Doamne, Doamne, ce... Craiova nu-l merită pe acest portar. De câte ori a salvat-o în acest sezon, dar foarte bine, de aceea îl și avem. Boli! Boli! A, băga-mi-a și piciorul să-mi bag. Le morți de Tamer Arena este înmărmurită. 1-3, Kevin Boli înscrie pentru CFR Cluj. 1-2, pardon. Deși ai spus tu 1-3, Ungur Păscănescu. Pun pariu că acum nu vă mai auziți gândurile. Bă, dar voi puteți sta acolo în studio de atâtea beșini. Over and out, revenim la 3-1. Ce? Câtă infatuare, câtă nesimțire din partea, nici nu-l vom mai băga în direct în această seară, în fine. Ar putea să-i fie rușine colegului nostru, dar în fine, pleacă acum Costache, Boli din nou, nu va fi nimic. Le morți de Tamer Arena este îngenunchiată. Din fericire, nu sunt suporteri în tribună decât ăștia digitali. Să vedem dacă cei de la televiziune au pregătit ceva suporteri digital care să spargă tribunele, pentru că efectiv nu este acceptabil așa ceva. Uita mă cum băgă ăsta mingea în poartă. Rușine să-ți fie. Rușine, ai distrus bucuria unei echipe care ar fi meritat să... Când nu mai găsesc cuvintele, preia tu legătura puțin. Da, până se liniștește colegul meu, frățică Dobre, voi comenta eu pentru dumneavoastră. Ivanov Cicâldău, Ivanov pentru Cicâldău, așa, Nistor a căzut acolo, Cicâldău. În fine, Nistor încearcă un pressing, dar hopa, hopa, ce se întâmplă? Te rog frumos, te rog, colegul. Ce vrei? Colegul, frățică Dobre, te rog revină la microfon, iată ce se întâmplă. Oh, CFR-ul a început să tragă de timp. Ia să vedem, este... Asta înseamnă că le este frică. Le este frică, ține mingea Craiova, îi recuperează Nistor! Dumnezeule, de ce nu le dai puțin noroc, Doamne? Oh, altă schimbare la Craiova. Iese Știchi și intră Știchi, un alt atacant de bază de la Academia Știchi. Giderius degajează până la burcă și încep din nou să tragă de timp. Este preposturos aici ce se întâmplă aici, extraordinar. Iată, iată, Nistor stă în expectativă. Hop, 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 hop.
N-a reușit să ia, ia-i mai mingea, mă, băiatule. Hai, mă, că e doar burcă, mă, ăsta e Choco Flander, mă, ia-i bu... Uite, iată un dans ca în bambu, dar așteaptă, Nistor își așteaptă momentul. Este ca leul la pradă, urmăriți-l, hop, hop, top, tap, și din mâini puțin. Doamne, ce se întâmplă, nu, astea, minutele astea nu se pot pune. Nu, trebuie, de la început, nu se poate așa ceva. Degajează, ar au scris pe la Omrani, care face cam același lucru. Iată dansul, ăsta e dansul. A, uite, e disperat. E clar, e clar, e disperat, a degajat, se vede. În fine, iese Sticky și intră ultima înlocuire disponibilă. Jucătorul cu numele pe tricou, Sticky. Este o echipă de șticheri această Craiova. Haideți acum, acum, acum! Doamne, Omrani, hai, pierde-o, măi, băiatule, acolo! Hopa! Bară! Ce senzație, ocazie în ultimul minut, avură Craiova! Dar pierdură, pierdură acest campionat pe mâna lor, din păcate. S-a furat, dar s-a și jucat ceva. Rușine arbitrului care a permis o tragere de timp, mai ceva ca la târg, la piață, când trage de preț de samsar mașina. Asta este CFR Cluj, campioana României 2020, Liga COVID, doamnelor și domnilor. A fost un an plin de meciuri spectaculoase, dar mă rog, mai spectaculoase au fost internările din cauza COVID-ului. Se bucură toată lumea, iată-l și pe Arla, este gata să-și ia cupa. Capitanul Camora este acolo, Arlauschi se bucură, este, acum pot să mă mut din Cluj, gata, pot să plec de la ăștia. Ok, batem palma acolo, ce faci, frate, bine, frate, hai să vedem. În fine, bucurați-vă, dar... Permiteți-mi să intervin, v-am zis eu. S-a tăiat dracu de nesimțit, Ugur Păscălescu, ai distrus bucuria acestei echipe frumoase. Universitatea Craiova rămâne pe la anul. Poate cine știe cu cine ne vom bate, cu Dinamo. Hop, stați puțin, Dinamo nu mai este în Liga 1. Ce interesant. Da, dar nu este frumos să ne bucurăm de necazul altora. Până la urmă și Dinamo a avut parte de câteva internări. În fine, Liga 1, COVID, Liga 1, pandemia se încheie aici. Noi am fost pentru dumneavoastră în acest sezon, sperăm că v-a făcut plăcere, cum ne-a făcut și nouă. Gușter Domozină, Ungur Păscănescu, Cifrățică Dobre, ia uite artificiile pe care le-a aprobat chiar Olguța pentru cei de la Craiova, dar CFR le-a cumpărat. Noapte bună, România, Liga 1, rest in peace, la revedere, RIP, pace. Așa, bucurați-vă. Băgă-mi-aș picior, pe... E zon!